Hei, salutare și bine te regăsesc! Dragoș aici și spun bine revenit în Bliss Online Bootcamp. Suntem în săptămâna 2 și mergem mai departe în această călătorie și punem și ceilalți piloni, începem să mergem mai în profunzime în acest program. Așa că sper că ai făcut tema, micul exercițiu de săptămâna trecută, poate chiar zilnic, poate chiar în fiecare seară, pentru că, spuneam, ăsta este unul din scopurile importante, să punem în practică, să facem mici eforturi care pe termen lung vor face o diferență mare în calitatea vieții tale. Așa că astăzi începem să discutăm despre pilonul numărul 1 al acestui model care ne va aduce mai multă fericire, mulțumire, bliss în viața noastră. Și acesta este managementul nevoilor tale. Pentru că, așa cum discutam și săptămâna trecută, suntem acest ansamblu de suflet ego. Da? Dacă vrei, cum spuneam, suntem o ființă spirituală având o experiență umană. Și atunci e important să gestionăm nevoile acestui ansamblu, pentru că nu putem doar să spunem gata, sunt spirit pur și să neglijăm corpul, să neglijăm mintea, pentru că ele își vor cere drepturile, au nevoile lor și atunci trebuie să vedem cum gestionăm toată această călătorie și cum gestionăm nevoile tuturor ale corpului, ale minții și ale sufletului. Sau dacă vrei, simplificat, ale ego-ului și ale sufletului. Și să vedem că avem 7 nevoi de bază, da, care pleacă de la ierarhia lui Maslow și este un pic îmbunătățită și un pic diferențiată, făcută diferențierea între nevoile ego-ului și nevoile sufletului. Dar înainte vreau să îți spun un scurt mesaj al lui Yogananda, care face referire tocmai la aceasta, la cum punem în balanță și cum echilibrăm, de fapt, nevoile sufletului și nevoile ego-ului și pe care le punem primele, de fapt. Iată ce spune. Faceți ce puteți, în limite rezonabile, să rămâneți sănătoși și să dobândiți succesul lumesc de care aveți nevoie. Însă rețineți, e mai bine să vă ridicați de tot deasupra condițiilor exterioare, astfel încât ele să nu vă afecteze. Dați-vă toată silința să fiți sănătoși și prosperi și să reușiți în tot ceea ce v-ați hotărât să faceți. Pe de altă parte, păstrați proporția între aceste eforturi și adevăratul țel de largă perspectivă al vieții, care este găsirea lui Dumnezeu sau conectarea cu sinele superior sau nevoia de bază a sufletului. Da? Deci asta este mesajul cheie. Să avem grijă de nevoile sufletului, și anume conectarea cu suflet, cu sinele superior sau cu Dumnezeu, și să ne dăm silința să acoperim și nevoile ego-ului, adică să fim sănătoși, prosperi, să avem relații împlinitoare și așa mai departe. Da? De fapt, avem aceste 7 nevoi. Primele 4 de la baza piramidei, adică nevoia de siguranță, varietate, importanță și conexiune, sunt nevoile ego-ului, iar celelalte 3, nevoile superioare, nevoia de creștere, contribuție și bliss, care este exact nevoia de conexiune cu spiritul, sunt nevoile sufletului. Da? Și modul cum le îmbinăm pe acestea ne va aduce fericirea, mulțumirea. Vom experimenta satisfacție în viața noastră sau dimpotrivă, dacă ele nu sunt acoperite, nu, vom experimenta acestea. Nu o să intru foarte mult în acest model. La workshop-ul live le discutăm mult mai în detaliu, doar foarte pe scurt. Siguranța e clar, da, avem nevoie cu toții să ne simțim în siguranță, să avem certitudine, să avem confort, da? Toate acestea intră la nevoia de siguranță și, bineînțeles, o putem satisface în diferite moduri, unele care ne sunt utile, altele care ne sunt defavorabile. Nevoia de varietate, bineînțeles, este nevoia de a face lucruri noi, de a experimenta, de a trăi lucruri și experiențe noi. Nevoia de importanță, cu toții o avem, de fapt pe toate le avem cu toții, modul cum le satisfacem diferă. Nevoia de importanță e de a te simți unic, special, apreciat, da? Iar nevoia de conexiune, de a aparține unui grup, nevoia de iubire, dar aici ne referim la iubirea lumească, care are și opus, da? Spre deosebire de iubirea spirituală, care nu are
nu are opus. Iar nevoia de creștere este nevoia de evoluție, nevoia de expansiune, de a fi mai mult, de a-ți împlini potențialul. Iar contribuția, bineînțeles, este de a întoarce către ceilalți, dar fără nicio așteptare. Pentru că de multe ori credem că, virgulă, contribuim, dar o facem din conexiune sau poate din importanță. Și, bineînțeles, blissul este nevoia esențială a sufletului. Este ceea ce își dorește sufletul cel mai mult, ce anume conexiunea cu spiritul, cu sinele superior. Da? Și avem aceste nevoi. Trebuie să satisfacem primele patru, nevoile ego-ului, pentru că de-abia după aceea putem satisface și pe cele ale sufletului, care sunt nevoi superioare. De asta, cheia, dacă vrei, este cum le satisfacem pe primele patru mult mai ușor. Și aș vrea să faci un scurt exercițiu, chiar să, eventual, să oprești acest video și să faci acest exercițiu, să vezi unde te afli. Da? Și ce te invit să faci este să dai o notă de la 1 la 10 pe aceste nevoi, adică cât de importantă este nevoia de siguranță pentru tine, cât de importantă este nevoia de conexiune, importanță, varietate, contribuție și așa mai departe. Da? Iar pasul 2, da, bineînțeles, identifică care sunt primele două nevoi, cumva pune-le într-o ordine prioritară. Îți va spune multe despre tine legat de ce este important pentru tine în viață, pentru că în funcție de aceste nevoi vom căuta să le satisfacem și atunci acțiunile pe care le facem, activitățile, tot ceea ce facem în viața de zi cu zi, o facem de fapt pentru a ne satisface nevoile. Da? Și după ce faci acest prim pas, să vezi cât de importantă e nevoia respectivă pentru tine, vezi cât este satisfăcută în prezent, care e nevoia de cât este satisfacția pe care o resimți în prezent. Da? La siguranță, varietate, pentru că poate nevoia de siguranță, să spunem, hai să dăm un exemplu, este la nivel de 9, atât este importantă. Da? Dar poate în prezent este satisfăcută doar la 6 sau 7. Și o să vedem ce înseamnă asta. Ok? Ia-ți câteva minute, oprește videoul și revină după aceea, că mergem mai departe. Bun, sper că ai făcut acest mic exercițiu. O să mai facem o scurtă parte a acestuia, și anume, vreau să te gândești la o arie din viața ta unde ești mulțumită de rezultat, să spunem. Da? Fie că e pe plan personal sau profesional sau legat de corp, de exemplu. Și mai ales de ce ești mulțumit sau mulțumită, de ce simți așa mulțumire sau satisfacție. Hai să luăm și pe exemplul acesta, pentru carabina am greutatea optimă, nu e perfect, dar e bine, da? Am acea satisfacție. Sau pe plan profesional, pentru că îmi face plăcere, câștig bine, etc. Da? Te poți gândi la o arie din viața ta unde ești mulțumit și de ce ești mulțumit. Ok? Iar la diametrul opus, o arie din viața ta unde nu ești mulțumit și de ce nu ești mulțumit. Și pe aceleași exemple legate de corp, tocmai că am 10 kg în plus, simt oboseală, nu am energie, iar pe plan profesional, să spunem, nu fac ceea ce îmi place, nu sunt apreciat, nu simt împlinire în ceea ce fac. Da? Și atunci nu sunt mulțumit. Gândește-te foarte pe scurt, fie îți notezi, fie doar mental gândește-te la o arie, una unde ești mulțumit și una unde nu ești mulțumit. Și de ce te rog să faci aceste lucruri? Pentru că vreau să dăm o definiție nouă legată de ce înseamnă, hai să-i spunem, mulțumirea, că fericirea are multe conotații. Ce înseamnă pentru tine a fi mulțumit? Ce crezi că înseamnă? Mai ales legat de ceea ce am discutat până acum, și anume legat de nevoi. Este efectiv o ecuație matematică. Noi avem setată o poză, o imagine mentală, un standard sau o așteptare, cum credem că trebuie să arate viața noastră. Că trebuie să câștig nu știu cât, că trebuie să am nu știu ce partener sau parteneră, familie, bani și așa mai departe, greutatea ideală. Avem o anumită poză. Cum trebuie să arate. De multe ori, această poză este împrumutată, nu este nevoia noastră reală, pentru că societatea ne influențează foarte mult, sau familia și așa mai departe. Da, dar este o poză total
variabilă sau care se poate modifica. Dar ce e important e să reții. Una este acest nivel, această poză, acest standard pe care ne-l setăm din diverse motive, și alta este realitatea. Și depinde unde se află realitatea. Dacă realitatea, da, am o poză, să spun un standard, să câștig 10.000 de euro pe lună, dar câștig în prezent 2.000, da, s-ar putea să fie un gol, s-ar putea să fie un gap, o diferență între aceste două. Și astea, ce crezi, cum mă face să mă simt mulțumit sau nemulțumit? Probabil că nemulțumit. Da? Asta este, dacă vrei, o definiție importantă ca să înțelegem de unde apare nemulțumirea sau frustrarea în viața noastră. Da? Pentru că nu se îmbină, dacă vrei, standardul, poza, ceea ce îmi setez eu la nivel mental cu ceea ce este în prezent. Bun, și atunci cum gestionăm această nemulțumire? Da? Bineînțeles, dacă standardul sau dacă realitatea este la același nivel sau chiar peste standardul pe care mi l-am setat, atunci, bineînțeles, mă simt mulțumit, fericit, satisfăcut. Dar dacă apare acest gol, cum îl gestionăm? Cum gestionăm această nemulțumire? Ei bine, sunt trei strategii prin care gestionăm nemulțumirea. Prima, cea mai la îndemână, este și cea mai nefavorabilă, dacă vrei, cea care ne sabotează de cele mai multe ori. Pentru că avem acel gap, este acel gol. De multe ori chiar și folosim expresia de gol interior. Și modul cum îl gestionăm, ce ne este cel mai la îndemână, este că ne punem o protecție. Da? Între ghilimele. Ne creăm anumite modele mentale de protecție. Una foarte la îndemână este dăm vina pe ceilalți. Ce mi-a făcut nu știu cine. Da, am avut o copilărie nefericită. Dar uite ce mi s-a întâmplat. Dăm tot timpul vina pe exterior, intrăm în rolul de victimă și ce se întâmplă e că asta ne satisface nemulțumirea, dar ne-o satisface într-un mod care nu ne e favorabil pe termen lung. Pe termen scurt, închide acel gap pentru că îmi scade standardul, îmi scade nivelul, reduce acea poză și zic, a, uite ce a făcut, eu sunt doar o victimă. Nu, bine, nu folosim aceste cuvinte, dar sentimentul este acesta. Sau depresia, de asemenea, poate fi o protecție. Sunt deprimat și atunci am toate scuzele din lume să nu pot să merg după visul meu, să ating acel standard, acel nivel, acea poză. Dar astea sunt niște protecții care ne sabotează, de fapt. Ele par foarte reale și ne spunem aceste scuze, însă nu este soluția. Da? Soluția este parțială, o să vedem că mai e și pasul 3, de creștere și de evoluție. Adică a merge după acele vise, după acele poze, dacă vrei, pentru că e important să evoluăm și să direcționăm energia, însă nu este primul pas acesta. Primul pas este să schimbăm poza. Și o să vezi imediat la ce mă refer. Adică să reduc acel standard, să fiu mulțumit în prezent și de-abia după aceea să depun efort pentru a obține mai mult, pentru a crește, pentru a evolua. Adică, da, 1 plus 3 este nesănătos, 2 plus 3 este, dacă vrei, soluția. Și de fapt, dacă putem spune o formulă a fericirii, știu că sună așa foarte ciudat sau foarte interesant, formula fericirii, însă foarte simplificat, iată cum cred eu că putem fi cel puțin mulțumiți sau fericiți și mă refer la fericirea ego-ului, da? O să vedem, discutăm în continuare și de fericirea sufletului. Și anume, fi mulțumit acum, adică redu acel standard, acea poză. Și o să vedem cum facem asta, ce avem exact la îndemână ca să fim mulțumiți acum, și progres, da? Adică evoluție, creștere. Da? Pentru că dacă facem asta, dacă suntem mulțumiți acum, odată este doar o stare interioară fericirea până la urmă și nu o să fim niciodată fericiți în viitor dacă nu suntem acum. Da? Și Jim Rohn spunea, învață să fii fericit cu ceea ce ai,
în timp ce urmărești ceea ce îți dorești. Și cred că sintetizează foarte bine această idee pe care am vrut să te transmit și care eu cred că e foarte importantă, pentru că tot timpul căutăm fericirea în viitor. Când o să am aia și ailantă și așa mai departe, o să fiu mulțumit sau fericit. Nu o să se întâmple. Tot timpul golul acela va rămâne și va crește. Standardul, poza va crește, se va modifica și tot timpul va rămâne acel gol interior. Și atunci, important, primul pas să fim mulțumiți acum. Și cum facem asta? Sunt mai multe metode, modalități, fiecare trebuie să-și le găsească pe cele care funcționează pentru el, dar una din modalitățile de bază este recunoștința. Da? Și nu o să intru acum în detaliu. Sunt multe moduri prin care putem face asta efectiv și o să vezi, o să facem un scurt exercițiu, chiar să-l includem în ritualul de seară, în practica ta, pentru ce ești recunoscător. Da? Câteva lucruri pentru care suntem recunoscători. Ne schimbă total starea și ne aduce acum și în prezent și ne aduce o stare de mulțumire. Da? Dacă reducem ego-ul, spuneam, acestea sunt nevoile ego-ului. Dacă reducem ego-ul, atunci și nevoile lui se vor reduce automat și vom fi mult mai mulțumiți cu ceea ce avem, cu ceea ce este acum. De asemenea, dacă schimbăm poza, da? Și spuneam, este doar o poză, o creație mentală și avem controlul asupra ei. Și, bineînțeles, putem simplifica viața. Și o să discutăm imediat despre asta și de ce e important, mai ales în ziua de astăzi, când avem atâtea distrageri, atâtea, așa zise, oportunități, de ce e important să simplificăm viața. Pentru că acesta este, de fapt, și unul din fundamentele de bază din acest model. Și vreau să spun o scurtă poveste, tocmai ca să punctăm această idee. Și este despre un pescar în Mexic, care era pe o insulă, pescuia foarte liniștit și se întâlnește, de fapt vine acolo un milionar american pentru câteva zile în vacanță să se destreseze, să se relaxeze. Și intră în vorbă, milionarul îl întreabă pe pescar și cum e viața ta? Păi, pescuiesc 2-3 ore pe zi, după care merg acasă, gătim, mâncăm cu familia, seara vin prietenii, cântăm împreună, bem un pahar de vin și foarte multă veselie, iubire, armonie. Și la care milionarul, păi și doar atâta faci toată ziua, e prea puțin, adică gândește-te, ai putea munci 8 ore, 10 ore, să strângi mult mai mulți, să pescuiești mult mai mult, să vinzi, să ai mult mai mulți bani, după care poți să extinzi, să angajezi și alți pescari, să aduci mai multe bărci, să câștigi mult mai mulți bani. Și pescarul întreba, da, ok, și după aia? Păi după aia te extinzi și mai mult, închiriezi și mai multe bărci, te extinzi și în alte regiuni, faci o companie la nivel național și câștigi și mult mai mulți bani. Și pescarul și după aia, păi după aia extinzi la nivel internațional, exporți, faci o afacere internațională la nivel global. Și după aia o listezi la bursă și după aia o vinzi și iei toți banii și după aia te retragi pe insulă, pescuiești de plăcere 2-3 ore pe zi, după care te mănânci cu familia, chem prietenii, cântați, vă distrați, vă simțiți bine împreună. Cred că ai prins ideea. De multe ori ne complicăm foarte mult viața și pierdem esențialul. Pentru că avem atâtea oportunități și vedem că trebuie să fie și mai mult și mai mult și mai mult, dar de fapt acest și mai mult s-ar putea să nu însemne și mai bine sau să nu ne aducă ceea ce căutăm cu adevărat. Da? Și un mare poet și înțelept indian spune, e foarte simplu să fii fericit, dar este foarte greu să fii simplu. De fapt, ne e greu să găsim acea simplitate, pentru că înseamnă să renunțăm la multe și să rămânem cu esențialul și, de fapt, înseamnă să ne cunoaștem pe noi și ce e important pentru noi. Și un pas foarte important. De asta, în primul rând, trebuie să eliminăm foarte multe lucruri care nu ne sunt de folos și doar ne încarcă hardul, memoria și ne complică viața. Așa că o să facem câteva mici exerciții pentru săptămâna aceasta. Da, mai adăugăm ceva. Da, la... O să vedem, pe lângă exercițiul care l-ai făcut deja până acum, sper că l-ai făcut în fiecare
seară, iată ce te invit să faci. Poate să-ți acorzi câteva minute să faci acest scurt exercițiu. Ce poți simplifica din viața ta? Ce poți elimina? Fă o listă cu toate activitățile din ziua ta. Ce enumeră tot, nu analiza momentan, dar fie că, nu știu, stai pe Facebook, televizor, anumite întâlniri, listează tot ceea ce îți vine în minte și după care alege măcar o activitate, poate două, poate chiar mai multe, pe care le poți efectiv elimina, care nu sunt în concordanță cu scopul tău, care de fapt doar te crezi că ți-aduce o satisfacție, dar de fapt poate chiar îți consumă mai multă energie. Da? Fă asta și alege măcar o activitate pe care să o elimini din viața ta. Ia-o doar ca un test și vezi ce se întâmplă pentru săptămâna asta. Iar legat de ritualul de seară, de practica ta, continuă exercițiul de respirație alternativă, pentru că probabil deja ai văzut efectele lui, că ne ajută să ne calmăm, să avem un somn mai bun. Și pe lângă asta, aș vrea să mai adăugăm în fiecare seară să te gândești la 5 lucruri pentru care ești recunoscător. Fie că le scrii, fie doar mental te gândești la ele. Da? Pentru că ne ajută să ne culcăm cu o stare mult mai bună, să fim mulțumiți acum. Da? Pentru că despre asta este vorba. Îți reamintesc ce am discutat în acest video, poate elementul de bază, și anume formula fericirii este fii mulțumit acum, și progresul, evoluția. Da? Pentru că dacă nu facem în această ordine, s-ar putea să n-ajungem niciodată să fim cu adevărat mulțumiți. Și am spus, una dintre modalitățile importante de a fi mulțumiți acum este recunoștința și simplifică viața, care avem deja două exerciții de făcut. Iar săptămâna viitoare o să vedem cum progresăm și de fapt o să discutăm despre un al doilea pilon, progresul către un scop nobil și e foarte important către ce direcționăm eforturile și energia noastră. Dar asta vom face săptămâna viitoare, așa că până atunci spor la treabă, o săptămână minunată să ai și ne vedem în curând.